Bună dimineața și bine ați venit la deschiderea anului școlar la Colegiul Tehnic Petru Poni din Onești. Mă bucur că sunteți în număr mare alături de noi. Vă doresc un an școlar plin de succese, multe realizări, să învățați bine și să nu uitați că la noi se face școală adevărată, serioasă. Avem onoarea și plăcerea de a avea ca invitați pe domnul viceprimar Nicolae Ignatiu, pe domnul agent Moraru de la Poliția Municipiului Onești. Salutăm de asemenea profesorii colegiului nostru, de asemenea pe toți elevii care în acest an școlar sunt elevii noștri. Am să vă adresez un scurt cuvânt de început, legat de începerea anului școlar. Pentru toți cei de față, elevii, profesorii, părinți, anul școlar 2015-2016 cunoaște două repere fundamentale. Începem cursurile la 14 septembrie, zi care coincide, după cum știți, cu o mare sărbătoare creștină, Înălțarea Sfintei Cruci, astăzi se sărbătorește. Și vom lua vacanță pe 24 iunie 2016, când vom sărbători nașterea Sfântului Ioan Botezător. Deci, atât două repere, cred eu, importante pentru noi. În acest interval ne vom desfășura activitatea într-un lăcaș de învățătură și cultură, care este Colegiul Tehnic Petru Poni. Începem un an școlar nou, vom da examene, vom avea succese, ne vom bucura, poate uneori vom întâmpina anumite dificultăți, dar trebuie să le biruim împreună. Drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și al autocunoașterii. Pe acest drum ne angajăm împreună elevi și profesori. Locul binecuvântat în care ne desfășurăm noi activitatea este această școală. În școală, dragi elevi, o să aflați și o să învățați lucruri noi. O să vă lărgiți orizontul, o să dobândiți noi deprinderi, să învățați, să descoperiți lumea din jurul vostru, dar și să priviți la voi înșivă pentru a descoperi ce vreți de la viață și cum anume să dobândiți lucrurile dorite. Este necesar să înțelegeți un adevăr cunoscut și anume că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață. Noi, profesorii, vă vom fi alături, călăuzei și prieteni mai mari la care puteți apela ori de câte ori aveți nevoie. Ne dorim să vă sădim în suflete încrederea și respectul pentru valorile umane fundamentale și iubirea, binele și adevărul, speranța, munca, încrederea și responsabilitatea. Colegiul Tehnic Petru Poni, în care vă aflați, este un lăcaș de prestigiu, înființat în anul 1956, care la anul va sărbători 60 de ani de existență. Va fi un eveniment care va fi, evident, marcat anul viitor. Consider că a fi elev la Petru Poni, și eu sunt un fost elev al acestui colegiu, este o cinste, dar și o responsabilitate. Cinstea de a fi printre cei mai buni, responsabilitatea de a fi la înălțimea exigențelor și de a duce mai departe numele acestui colegiu. Probabil știți, mulți dintre părinții voștri au învățat în această școală. Există o tradiție în anumite familii care dorim să fie dusă mai departe. Școala noastră este frumoasă, este înzestrată cu tot ce este necesar desfășurării unui învățământ modern de calitate. De la mobilier, la biblioteca, cu zeci de mii de volume, la calculatoarele și la laboratoarele bine utilate. Adăugăm la aceasta și un corp profesoral bine pregătit, animat de dragostea pentru profesie și pentru elevi. Deci, consider, avem toate condițiile pentru a asigura un învățământ de bună calitate. Așteptăm de la voi, dragi elevi, dorința de a învăța, muncă temeinică și respect pentru tot ceea ce vă punem la dispoziție. Adresez un cuvânt de bun venit, mai ales bobocilor de la clasa a noua, atât de la liceu cât și de la școala profesională, cărora le urez, în numele colegilor, bun venit la Colegiul Tehnic Petru Poni. De asemenea, îi salutăm pe toți elevii
și mai ales și pe cei de clasa a 12-a, pe care îi așteaptă anul acesta școlar un... va fi un an dificil, unde vor avea de susținut examene dificile, bacalaureatul și, pentru cei mai mulți, sper, și admiterea la facultate. Pentru părinții care sunt prezenți, vă asigurăm că vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a răspunde exigențelor dumneavoastră și sperăm să avem o colaborare reușită în acest an școlar. Copiii dumneavoastră au profesori bine pregătiți, baza materială este modernă, vă rugăm să fiți alături de noi să ne sprijiniți în realizarea unui adevărat parteneriat. Înțelegem că viața pe care o trăim nu este ușoară, vremurile sunt așa cum sunt, că timpul dumneavoastră înseamnă îndeplinirea obligațiilor de serviciu, dar vă rugăm să înțelegeți și dumneavoastră că prioritatea cea mai mare pentru dumneavoastră și pentru noi sunt copiii. Sunt viitorul nostru al tuturor. Așteptăm sfaturile și sprijinul dumneavoastră și să colaborăm, mai ales în cadrul Comitetului de Părinți, în cadrul ședințelor cu părinții la clasele cu diriginți. Vă mulțumesc! În continuare o să dau cuvântul pentru a vă adresa un cuvânt de bun venit domnului viceprimar Nicolae Gnatiuc. Domnul viceprimar, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Bună ziua domnilor profesori, domnilor profesoare și, în primul rând, bună ziua tuturor care pentru prima dată în această viață călcați cu dreptul, sper, în această instituție de învățământ și vă urez un bun venit din partea instituției Primăriei Municipiului Ionești. Sunt și eu, ca și dumneavoastră, destul de emoționat totodată și entuziasmat, pentru că fiecare început de an școlar înseamnă un debut, un nou pas în viață, care sper că pentru tinerii boboci să fie unul încurunat de succes și sper că după ce veți parcurge studiile acestui liceu, veți reuși împreună, călăuziți pe acest drum alături de domnii profesori, veți reuși să parcurgeți viața cu ușurință, să vă găsiți acele locuri de muncă pe care vi le doriți. Vă urez bun venit la Colegiul Petru Poni și vă urez succes în activitatea dumneavoastră, o zi bună și o sărbătoare, dacă pot spune, cununată de succes. Succes tuturor! În continuare, domnul agent Moraru de la Poliția Municipiului Ionești vă va adresa și dânsul un cuvânt. Vă rugăm! Dragi elevi, stimați părinți și profesori, siguranța în școli constituie prioritate pentru Poliția Română. Prevenirea delincvenței juvenile și victimizării minorilor reprezintă un capitol semnificativ în activitatea pe care o desfășurăm, pentru ca în zona unităților de învățământ să nu se comită violențe sau alte fapte ilegale. La început de an școlar, vă asigurăm de sprijinul necondiționat, de experiența pe care o avem, astfel încât, împreună cu dumneavoastră, părinți și profesori, să dezvoltăm un mediu sigur pentru educație. Dragi elevi, vrem să știți că suntem alături de voi și că împreună putem găsi soluții la problemele cu care vă confruntați. Nu ezitați să ne cereți sprijinul atunci când este nevoie. Mult succes în noul an școlar, Inspector General al Poliției Române, Chestor General de Poliție, Petru Tobă. În continuare, nu o să mă dureze foarte mult, o să doresc să vorbesc mai mult cu elevii de clasa a 9-a, care sunt, văd prezenți aici, aproape de noi. O să prezint efectivele care sunt la cele 5 clase, cele 3 clase de liceu și cele 2 clase de școală profesională și diriginții care o să fie aici, pe care să-i vizualizați. După aceea, cei de clasa a 9-a veți merge împreună cu diriginții în clubul elevilor, ați trecut pe lângă el. Iar elevii de clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, fiindcă voi sunteți cu state vechi aici, o să mergeți în sălile de clasă împreună cu diriginții pe care îi aveți la clasă. O să prezint efectivul de la clasa 9-a, filiera tehnologică profil servicii, diriginte doamna profesor Condrea Petronela Laura, cei de la clasa 9-a, și acum o să citesc elevii de la această clasă, pentru a putea lua legătura cu doamna dirigintă.
Băieșu Delia Claudia, Băluță Cosmin Valentin, Birtea Lucian Ștefan, Bârlă Cristina Onorica, Bogdaneanu Roxana Elena, Botezatul Georgiana, Costea Adelina Elena, Darie Cătălina Liliana, Făcăoarul Georgiana Cătălina, Ghineț Ancuța Mariana, Măzănache Cristina, Mihai Alexandra Elena, Mihailă Luciana, Mișca Andreea, Moșescu Georgiana Camelia, Panțărul Eugen Cosmin, Pașcu Georgiana Elena, Popescu Cezara, Popovici Viorica, Roman Mihaela, Spănache Simona, Stanciu Robert, Roberto, Șerban Ștefania, Talpă Sabina, Tița Viorica, Tremurice Andreea, Turcan Loredana și Vacaru Ana Maria. Deci acesta este efectivul de la 9-a. Doamna dirigintă, ați văzut-o, știți cine este. La clasa 9-B. Profil servicii, turism și alimentație, dirigintă profesor Dumitrescu Lucreția. Componența clasei, Andronic Elmina Elena, Ardeleanu Constantina Alexandra, Bini Ștefania Paula, Brătescu Larisa Elena, Brumă Ioana Vasilica, Coșa Vasile Bogdan, Grecu Silvan, Iftinca Magda, Iorja Georgiana Trina, Iosu Ionut, Curt Melis, Leșanu Marina, Macovei Elena, Marcu Diana, Marcu Vasilica, Claudia, Mican Bianca Ștefania, Mocanu Nicoleta, Munteanu Alina, Pintilie Cristinel, Pârjol Mălina, Posti Claudiu, Pruteanu Ileana, Stanciu Alin Georgian, Ștefanoia Daniela Georgiana, Trifan Ramona, Turturica Alin, Udrea Bianca, Vasiloaia Denisa, Văleanu Oana Elena, Vrabie Andreea Mirela. La clasa a 9-a C, specializarea științe ale naturii, diriginte domnișoara profesor Arseni Florentina Constanța. Efectivul clasei, Agache Adina, Antohie Andreea, Bălan Andreea Iuliana, Bărbuță Justina, Brăila Florin Alin, Busuioc Nicoleta Elena, Fărțade Dragoș Șerban, Hârțescu Ioan Florin, Ioncica Diana Ștefania, Lupu Ana Maria, Mihai Ana Maria, Mihalache Rodica, Moraru Florentina, Neacșu Mădălina Oana, Nechifor Ștefania Nicoleta, Niță Elena Georgiana, Păscălin Maria Valentina, Pârjol Ioan Alexandru, Rotaru Florina Mirela, Sandu Elena Florentina, Sandu Simeon, Socaci Bianca Cristina, Stanciu Roxana, Teleman Paula, Vacaru Petronela Georgiana și Varlan Nicoleta. Trecem la clasele de la școala profesională, 9D, filieră tehnologică, diriginte domeniul electric, profesor diriginte Ferraru, domn profesor Ferraru Dumitru. Îl aveți aici. Efectivul clasei, Apetri Marius Cosmin, Băbuciu Dragoș, Bârdan Denis Nicolae, Căruț Marian Ovidiu, Coman Marius Ionuț, Cristea Constantin Adrian, Danciu George Mihai, Ghineț Marian, Geaboc Răzvan George, Giurgiu Emanuel, Ionescu Dragoș Andrei, Mihu Gheorghe, Mișca Adrian Robert, Munteanu Gheorghe Eduard, Pavel Sergiu Marian, Plop Alexandru Ioan, Popa Gabriel Valentin, Prisacariu David, Rusu Gheorghiță Doruțu, Stoica Nicolae, Tumuleanu Ioan Dorin, Văraru Robert, Vântură Ionuț Valentin și Zahorneanu Nicu. Și în fine, dar nu cea de pe urmă, a noua e, școala profesională, domeniul pregătirii de bază alimentație publică, profesor diriginte, doamna Carmen Andreiaș. O aveți aici. Vă citesc și efectivul acestei clase. Agafiței Justin, Amoagdei Raluca, Ardeleanu Dănuț Constantin, Axinia Bianca Elena, Boboc Vasilica Iuliana, Busuioc Georgiana Iasmina, Călin Andreea Larisa, Capătă Răzvan Iulian, Cărare Gabriel, Ciorbă Ștefania Alexandra, Ciudor Roxana Daniela, Cojoc Maratea Ana Maria, Dragu Nicolae Vasilică, Drăgan Beatriz Elena, Ferraru Ana Maria, Fioara Ancuța Andreea, Guriță Diana Elena, Cuș Tipski George Alexandru, Mazilu Liviana, Negoiță Andreea Georgiana, Nistor Lazar Elena Ramona, Piștoi Ioana Florentina, Pruteanu Geta Andra, Roman Elena, Bianca Rusu Teodora Mariana, Șchiopul Loredana Maria, Tănasă Cosmina Elena, Tumuleanu Mariana Cătălina și Zară Doriana Elena. Acestea sunt clasele de a noua și efectivele lor. V-am prezentat și diriginții. Cum vă spuneam, veți merge împreună imediat în clubul elevilor, unde veți primi și alte informații de început de an școlar. Iar clasele a 10-a, 11-a, 12-a vor merge împreună cu diriginții
în săli. O să prezint și lista diligenților, pentru că sunt și unele modificări. Deci diriginții claselor noastre sunt următorii. La 9A, Condrea Petronela, 9B, Dumitrescu Lucreția, 9C, Arseni Florentina Constanța, 10A, Sandu Ionela, 10B, Iftimie Raluca, 10C, Olteanu Roxana, 10D, Badea Emil, 11A, Enache Cristina, 11B, Nica Șerban Ion, 11D, Brânză Ioan, 11E, Druga Dinacrina, 11F, Ferant Doina. La 12A, domnul profesor Lazar Aurel, 12B, domnișoara profesoară Butucaru Oana, 12C, domnișoara, doamna, 12D, doamna profesor Butoi Mihaela, 12 Mladen Lăcrămioara, 12F, Pricaz Gabriela și la profesională 9D, cum am spus, Feraru Dumitru și 9E, Andreea Șcarbă. Vă rog să mergeți în săli. Profesorii, la ora 11 ne vom întâlni la un consiliu profesoral. Vă doresc un an școlar cu multe realizări și satisfacții.